Totul s-a petrecut pe strada Orlii din Robeta Turnu-Severin. Cei doi tineri au avut ghinionul să dea ochii cu un echipaj al jandarmilor care patrula în zonă. La controlul corporal s-a descoperit asupra lor pliculețe cu substanțe de culoare verzuie cu miros înțepător și filtre pentru confecționarea jointurilor. Un echipaj de ordine publică din cadrul jandarmeriei Mehedinți, care se afla zilele trecute în misiunea de patrulare pe raza municipiului Robeta Turnu-Severin, a identificat în zona străzii Orlii doi cetățeni care aveau asupra lor pliculețe ce conțineau materie vegetală cu miros înțepător și folii OCB pentru confecționarea țigaretelor. Având în vedere cele constatate, a fost solicitată echipa operativă din cadrul BCCO Mehedinți, iar în urma verificărilor s-a stabilit faptul că substanțele găsite asupra celor doi tineri prezintă caracteristicile drogurilor de risc. Prinși în fapt, tinerii au declarat jandarmilor că intenționau să consume substanțele pe care le-au achiziționat cu o zi înainte. Cele două persoane de 23 și 24 de ani au declarat jandarmilor că au achiziționat substanțele respective pentru consum propriu. Cele două persoane au fost conduse la sediul BCCO Mehedinți în vederea continuării cercetărilor, iar jandarmii au întocmit pentru fiecare dintre ei actele de constatare sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de consum sau deținere de droguri de risc pentru consum propriu. Pentru jandarmii mehedințeni este prima captură de droguri pe anul 2016. Misiunile de patrulare în zona Orlii se vor intensifica, mai ales că acolo sunt pe un perimetru extrem de restrâns trei colegii la care învață câteva mii de tineri.